Nu are niciun efect juridic moțiunea simplă. Bun găsit, așa este, moțiunea simplă nu are niciun efect juridic, indiferent că vorbim despre ministrul finanțelor Florin Câțu sau orice alt ministru la o moțiune simplă. Asta pentru că ea nu atrage după sine și demisia sau demiterea unui ministru după ce trece o moțiune simplă, însă reprezintă un semnal de alarmă, putem spune așa, tras în acest moment de opoziție, așa cum spuneai și tu. Socialdemocrații au majoritate în Camera Deputaților, a trecut această moțiune fără niciun fel de problemă, deși votul a fost împărțit în sensul că unii au votat prin intermediul tabletelor sau prin intermediul sistemului online, așa cum am văzut că se întâmplă în acest moment în Camera Deputaților, în sensul că sunt sunați și își exprimă votul, iar unii au votat din sală. Cu toate acestea, nu a fost o problemă să strângă numărul de 166 de voturi pentru această moțiune simplă, însă nu ne putem aștepta ca Florin Câțu să fie demis sau să își dea demisia, pentru că spunea în urmă cu două zile, atunci când a fost prezent la dezbaterea pe moțiunea simplă din Camera Deputaților, că nu vrea să ia lecții, citesc, nu vrea să ia lecții de economie de la socialdemocrați și nu este pregătit pentru un astfel de moment. Nu va demisiona cu siguranță Florin Câțu și nici nu va fi demis, cel puțin nu în această perioadă de criză din sănătate, dar și de criză economică. Nu va demisiona, este clar acest lucru, chiar dacă liberalii, când erau în opoziție și au depus atunci 10 de moțiuni simple, la fiecare moțiune simplă pe care o depuneau, cereau demisia ministrului respectiv. Mergem mai departe acum. Magistrații